Mă da, eu aveam un ritual pe care trebuia să-l fac la un moment dat. Trebuia să urmăresc niște supraviețuitori timp de 4 minute cu The Nurse, ceea ce e ciudat pentru că The Nurse de obicei se teleportează la ei și îi lovește și iar se teleportează și iar îi lovește și nu prea îi urmărește. Dar sper că voi reuși să-l fac în acest minunat episod de Dead by Daylight de astăzi, la care puteți să lăsați un like foarte, foarte rapid. Aș aprecia foarte mult dacă ați face chestia asta, puteți să lăsați un comentariu pentru că și comentariile îmi plac foarte, foarte mult. Injured, dying, bla, 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 action speed, asta sună bine. Nurses calling. Sună bine doar pentru că nu am altceva mai bun de pus. Și Whispers, pentru că este un perk genial. Și fără addon-uri, din păcate, pentru că nu am. Și nu uitați că puteți să verificați acele minunate link-uri din descriere către G2A, contul meu de Instagram și pagina de Facebook, pentru că mai pun poze pe acolo și cu mine și cu câini și cu pisici. De fapt, foarte puțini câini și foarte puțini pisici. De fapt, n-am pus niciodată, dar asta e altă poveste. Nu vreau mlaștină, nu vreau mlaștină, nu vreau pe mlaștină. Nu, 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 mlaștină, nu, mlaștină, nu, mlaștină, nu, mlaștină. Oh my god, e mlaștină. Oh, mă, dude, urăz jocul ăsta atât de tare, dude! Care-i problema voastră? De ce folosiți adunuri de mlaștină? What the fuck? De ce cu tot stuful ăsta aici? Tot timpul a fost așa? Ok, cineva e pe aici, bun, ok. Eu folosit două adunuri de mlaștină, dude! Iar eu vreau să fac rank 1 pe killer, deși, na, în modul ăsta n-o să mai fac, pentru că... Bun, nimeni aici, să mergem în direcția aia. Poc. Poc. Cineva? Ci că ar fi cineva pe aici, dar n-a atins generatorul, ceea ce e ciudat. Alo? Oh, wait, nu mai e. Mhm. Dar e cineva pe aici. Alo? Frate, dacă stai ascuns pe undeva... Ah! Nu știu de ce se sperie ciorile de mine dacă mă apropii. Ok, nu mai e nimeni acolo. Bun, poate e în cealaltă parte. Da, uite. Așa. Bă, lăbănuiesc că asta îmi face treaba mult mai ușoară. Să sperăm că s-a deconectat unul din ăia care a pus offering de mlaștină, să sperăm. Ah, motherfucker! Unde te-ai dus totuși? Fucking hell, uite, uite cât de tare a fugit, dude! Eu cum să-l mai găsesc acum? Wait. Fuck? Scopa cu mătii. Alo? Mai ești pe aici, Meg? Nu e aici. E la mama dracu în cealaltă parte a hărții, oameni buni. Din fericire pentru mine sunt nurse și mă pot teleporta pe aici, dar tot... Hello? Ei, n-am vrut să se întâmple asta, dar... Spoc! He! Știi ce? Chiar vreau să câștig, știi? Adică s-ar putea să credeți că aș putea să-i mai menajez puțin. Tu scandala mătii de lemn, holy fucking shit, dude, cât blochează lemnul ăla. Dar chiar sunt foarte supărat că au folosit două offering-uri de mlaștină când eu voiam să mă joc pe Millen Estate sau cum căcat se cheamă. Da, nu-mi place deloc, așa că ar face bine să... Așa... Ar face bine să nu vină nimeni să o salveze. Aici au reparat unul, ok. Bun. Ok, ăla n-am fost eu. Mm-hmm. What the fuck? Dude! XD headshot, super fucking easy game. Dacă ăla n-ar... salva-o pe Meg. Hey, what the fuck, dude? Puteam să jur că pe aici o să fie un... Ok, o să încerc să-l duc aici. Dacă nu reușesc să ajung până acolo, e dezgustător jocul ăsta, jur. Oh, no. Fuck yes, dude. Ok, acum.
Cred că undeva pe acolo era... Ah, fix pe ea am dat. Ah, nu e așa că e foarte nașpa că mori? Vai, nu e așa că e păcat? Sigur tu ești aia de apus offering. Au fost două offeringuri, unul de la mediu și unul de la... și unul de la slab, știi? Dar aparent mi-au bătut offering-ul meu de... Unde e aia? Ah, acolo. Offering-ul meu de... Fuck. Am crezut că o să mă urce sus, dar nu m-a urcat. Offering-ul meu de Macmillan l-au bătut. Vrei să mori și tu, te rog? Vrei să mori mai repede? Pentru că tu, sunt sigur că tu ai fost cea care a băgat mlaștina. Sigur tu ai vrut să strigi distracția acestui joc și acestui video pe care eu mă chinui să-l fac și mă rog de fiecare dată să nu-mi dea mlaștină, dar mă dă pe mlaștină de foarte multe ori. Oh, Doamne. Aici nu e nimeni. Asta e moartă, ok. Acum, ce-a fost asta, dude? Ăsta a fost tot blink-ul meu? Că a fost foarte ciudat. Blink-ul ăla, nu l-am ținut până la capăt, ce e drept. Desigur că are... are... hatch-ul, trapdoor-ul, hatch-door-ul, habar n-am. Are hatch-ul, desigur. Să sperăm că nu o să-l găsească, frate, că harta asta e gigantică. Și să sperăm că o să o găsesc eu pe ea înainte să găsească ea hatch-ul. Dar acum pe unde o fi? Cine știe? Opa! În față, ok. În față și cred că undeva în zona asta. Alo? Alo? Cred că asta e o Claudia, că parcă am văzut o Claudia în lobby. Dacă nu s-o fi deconectat. Ok, nu mai e aici. Aici? Oh. Wait. Dude, decide-te. What the fuck? Ok, cred că e în direcția aia. Aha. Opa. Bine de știut. Ce a făcut acolo, m-a sărit peste ceva? Da, a sărit peste ceva sau... Da, a sărit peste ceva și a lovit, da. Alo? Fac ce mă nervează focul, că sună ca pașii. Alo? Ultimule supraviețuitor, vrei să nu mai fii atât de fucking alunecos și să scapi de fiecare dată când m-a... Frate, asta a fost... Jocul ăsta e stupid uneori. De foarte multe ori. Nu e aici. Minunat. Oh. Bă, l-am găsit hatch-ul. Am găsit hatch-ul, oameni buni. Acum unde se află supraviețuitorul, nu știu. Pentru că probabil l-a fugit și s-a întors. Poate în cealaltă direcție. Uite de la ce distanță sună, dude! Și de aici l-aud. Oh my fucking god. Cum să nu-l găsească dacă e într-o poziție atât de descoperită? Ok. Să știu că e pe lângă barca aia mare cu ciori pe ea. Nu e nimic aici. Ok. Hai. Opa. L-am văzut cumva? Poate mi s-a părut. Alo? Vrei să nu mai stai ascuns în toate bălăriile, te rog? Alo? Fucking hell, dude, jocul ăsta e atât de... urăsc partea asta a fiecărei runde. Când rămâne ultimul și are hatch-ul și nu vrea să facă nicio mișcare, frate. Nu îl vezi, deci nu știu unde stă. Alo? Ești pe aici? Nu, asta am fost eu de-am speriat ciorile. E înapoi aici? E aici? Dude, nu e nici aici. Oh my god! Unde a dispărut, frate? Nu-l mai văd cu dispărsul deloc. Dude, what the fuck? Dude! De ce îmi faci să-mi pierd atâta timp? Dude, what the fuck? Dude, urăsc jocul ăsta, de jur. Oh, no. Oh, no, Claudia. Oh, Claudia. Alo? Claudia? Claudia? Oh.
Te rog, nu fugi în direcția aia! What? Dead! Oh, ăsta e ratat? Bă, e foarte ratat. Hello? Hello, Claudia. Dude! Niciun blink nu a trecut prin copacul ăla, dude. Și l-am ținut destul de mult ca să treacă. Te rog, fără decisive. N-are decisive. Fucking done! În sfârșit! Oh. Jocul ăsta e atât de rău uneori. E atât de... Ok. Atât de aproape de hedge era. Îmi pare rău pentru ea. Oh well. Oh, am 30.000 de puncte. Vai, ce șmecher. Bă, cât am făcut? N-am făcut pip! Omori 3 oameni. Nu faci pip. Toți sunt rank 20. Oh my fucking god, dude. 3 oameni și nu faci pip, știi? S-a așa de tilted în momentul ăsta. Play with your food. Hai să luăm părcul ăsta pe nurse. Să vedem dacă o să facem rost de un părc mai bun, poate, în continuare. Vreau asta. 5.000. De ce sunt toate atât de scumpe, dude? O să iau... ăsta. De ce? Ca să... Trug mănâncă ăla. Perfect. Ca să fac level mai rapid, dar nu o să folosesc offering-ul ăla în viața mea. Și acum hai să punem acelea adonuri, pentru că de data asta am. Și... Golden Farms. Nu, wait. Da, ăsta e Golden Farms. Ok. Poate de data asta nu o să mă mai dea pe... pe mlaștină, pentru că urăsc mlaștină. N-am putut să urăsc o hartă mai tare decât mlaștina. Am crezut că nu o să urăsc o hartă mai tare decât Haddonfield, dar nope. Apoi a ieșit mlaștina și jur, dacă în următorul update scot iar o hartă care e super de căcat, înnebunesc, jur, înnebunesc de tot. Oh, Jesus fucking Christ, dude. Dude! Cred că jocul ăsta vrea să mă gunească, cred că... Ok. Cred că jocul ăsta vrea să mă facă să-l dezinstalez și să nu mai joc în viața mea. Care e problema ta, dude? The fuck? A fost complet întuneric. Mi-a fost frică, oameni buni! Vreau la mama. Așa, acum să vedem pe unde se ascunde nenorocitul de supraviețuitor care... Cred că e undeva prin casă? Oh, e întuneric pentru că casa e complet blocată. Oh. Păi cel puțin acum poți să treci prin ele, pentru că înainte nu puteai, din câte mi-aduc eu aminte. Bun. Hai să... facem o chestie de genul. E în casă? Jesus fucking Christ, ce întuneric e. Oh. E sus aici, mă. Aha. Wait. Am căștile invers. Unde E jos. Au. Oh. Aha. Mhm. Fucking hell, dude. Fucking hell. Uite cum trebuie să te apropii, să te uiți la... Tu scandala, mătii, de sprint burst. Ești o vacă proastă? Ok. Fucking hell, dude. Desigur că e asta cu ieșirea așa. Hello? Fuck. Desigur că e prea departe de mine. Mamă, cât stun, dude! Hello? De ce nu cântă muzica? Fuck! Dude, ar trebui să cânte muzica ca să-mi dea puncte pentru că am găsit-o și să... Te rog, fără decisive, te rog, fără decisive. Yes, fără decisive, nice. Da, frate, vreau și eu să... Oh my god, cârligul e la mama dracu. Oh, uite, el aici. Vreau și eu să termin daily ritual-ul ăla de urmărit supraviețuitorii timp de 4 minute, pentru că data trecută nu prea am făcut-o, pentru că am văzut ce a fost, știi?
Și acum, ui, un craniu care plutește aici. Game is unplayable. Nu, doamnelor și domnilor, jocul ăsta e unplayable. Nu poți să joci așa ceva, este incredibil. Ai văzut chestia aia? Cel mai mare bug existent vreodată într-un joc, imposibil. Bun, hai să vedem acum ceilalți supraviețuitori pe unde s-or afla. Alo? Vine cineva să încerce să o salveze? Alo? Poc. Poc. Hehehe. Alo? Vreau să urmăresc supraviețuitori, dude. Dacă ai stat atât de mult, poți să mai stai puțin ca să ajungi în a doua ipostază, nu? Oh, really? What? Mm-hmm. Sau cumva am lovit stufărișul ceala sau ce era aia. Desigur că n-a ajuns în a doua ipostază ca să o omor acum instant, știi? O să pun și iar o să aibă jumătate de viață. Fucking hell, dude, jocul ăsta e atât de... Oh, really? Oh! Catch! Surprise blink, motherfucker! X fucking de easy game, ăla e un hook la 10 km distanță. Oh my god, dude. Știi ce? Cred că ar fi trebuit să te las jos la un moment dat. Acum dacă o să te las o să... Da, ok. Cel puțin nu mă face să mă uit în jos, dar mă uit. Hello? Ok. Bă, cu o înțepătură de țânțară în candela mătii. Au folosit offering foarte puternic de la verde, știi? Înainte obișnuia să fie de la mov sau ceva. Dar acum nu, sunt verzi. De șansă tremendously mare de a te da pe harta asta stupidă. Și m-a supărat, așa că toți vor muri. Uh-huh. Bun. Acum, unde Dumnezeule Mare se află ultimul supraviețuitor? Asta e o întrebare la care aș vrea să știu răspunsul. Cel puțin... What the fuck? Holy shit, dude. Blinkul ăsta te duce tocmai jos. Ok. Oh, am crezut că o să intre pe... What? Am crezut că o să intre pe aici pentru că are pe unde, dar... uite-o. Ah. Survivor found. Alo? Meg? Poc, o lovitură. Să nu îndrăznești să te duci să o salvezi. Să nu îndrăznești, dude. XD. Nice save. Nice save, lul. Hehehehe. Poc. XD. Bun, acum ce aș vrea eu să o duc pe asta pe un cărlig și să moară, nu știu exact. A, da, e suficient. Decisive? Nu, no, n-are. Să sperăm că astea au fost 4 minute, nu, de fapt 2 mai trebuia. 2 minute de urmărit supraviețuitorii pentru că nu mai am chef de încă un match de genul ăsta. 2 hărți nașpa, de 2 ori la rând câte 3 supraviețuitori, ceea ce mă întristează complet, dar jur, dacă n-am făcut pip după meciul ăsta, oh my god, dude. Pentru că ăla care iese îți dă 1000 și ceva de sacrifice și quitter bonus. Și am omorât și pe ăștia 3. Deci, practic, 4 men kill, wipe, etc., etc. A, e pip? E pip. Wow, what the fuck, dude? Nu mai multe puncte de data asta. Bun. Dar, desigur că n-a fost de ajuns. Frate, pentru 5.000... Doamne, de ce? Trebuia să-i dau X, frate. Uite, uite ce am făcut, că tot n-a ajuns. Oh, ok. Coldwind Farms, bla 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 bla. Level up, te rog un perk bun.